Salutare, salutare! Sunt Madalin, iar astăzi am deosebită plăcere să vă prezint încă un membru al familiei Inspiron, și anume modelul Inspiron 5547, ce se bucură de o construcție minimalistă, dar atrăgătoare. Carcasa laptopului Dell Inspiron 5547 are în compoziție atât aluminiu cât și material plastic. Exteriorul elegant și foarte minimalist se remarcă prin construcția sa foarte simplă, reușind să fie cu 21% mai subțire și 19% mai ușor decât modelele anterioare. Modelul ajuns la review are un ecran de 15,6 inci, ce suportă o rezoluție HD de 1366x768 de pixeli, iluminare de tip LED backlight și beneficiază de tehnologia TrueLife, ce oferă imagini strălucitoare și culori foarte vii. Inspiron 5547 vine și în versiune cu ecran Full HD, ce oferă o luminozitate cu până la 35% mai mare. Sub carcasă avem un procesor Intel i7-4510U cu 2 nuclee și 4 threaduri, ce urcă până la 3,1 GHz, 8 GB memorie RAM la 1600 de MHz, un hard disk de 1 TB la 5400 rotații pe minut și o placă video dedicată AMD Radeon R7 M265 cu 2 GB memorie DDR3 și bus de 128 de biți. Sistemul audio implementat, Waves Max Audio, este completat de cele două difuzoare dispuse în partea inferioară a laptopului și oferă împreună un sunet de calitate foarte bună. Laptopul Dell Inspiron 5547 are parte de un sistem de răcire corespunzător ce reușește să țină procesorul sub control. În condiții de utilizare intensă, temperaturile nu au depășit 68 de grade. Bateria litiu-ion cu 3 celule are o capacitate de 43 W per oră și asigură cu ușurință o autonomie de peste 5 ore în condiții de utilizare normală. Deși are o baterie mare, greutatea laptopului nu depășește 2,38 kg. Din punct de vedere al conectivității și porturilor disponibile, găsim următoarele. Un port LAN de 10x100, wireless în noul standard AC, Bluetooth 4.0, o mufă HDMI, un port USB 2.0, două porturi USB 3.0 și o ieșire audio de 3,5 mm. Laptopul Dell Inspiron 5547 este dotat și cu un cititor de carduri de tip 5-in-1, cameră web HD și tastatură de tip chiclet. Ne oprim aici cu specificațiile tehnice și vă lăsăm în compania testelor noastre obișnuite efectuate pe laptopul Dell Inspiron 5547. În concluzie, Dell Inspiron 5547 este un laptop cu un design superb și performanțe foarte bune, destinat în genere pentru multimedia și office, însă are capabilitatea să susțină chiar și jocuri cu detalii medii, asta grație plăcii grafice R7 M265. Aici se încheie review-ul laptopului Dell Inspiron 5547, pe care îl găsiți și în site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.